Bine ați venit la etalarea voastră, Capricornilor, ascendent Luna Soare. Prima etalare este energia prezentă și cea de-a doua este despre tine și partenerul tău, oricare ar fi el. Prezent sau poate vine cineva nou. Haideți să vedem ce avem pentru voi ca energii curente pentru Capricorn. Deci vrea să cadă, asta înseamnă 5 de monede. Spânzuratul, lumea, 8 de cupe și Marea Preoteasă. Un nou capitol, iar aici ai și lumea și 8-ul acesta de cupe. Nu sunteți siguri dacă vreți să plecați dintr-o relație. 8 de monede, 8 de bâte, regele de monede și regele de bâte. Foarte interesant. Am de-a face cu două energii masculine, dar în același timp este felul de a-ți dori ce vrei cu adevărat. Aici îmi spune, dați-vă seama că aveți de 3 ori 8, 1, 2, 3 de 8. Ceva se întâmplă aici, ceva se repetă. Dacă ei te doresc pe tine, vor veni către tine. Dar asta înseamnă că și tu, la rândul tău, vei face un efort de echipă, să-i zicem, să rezolvi orice problemă. Pentru că problema nu e partenerul sau partenera. Este dezacordul cu tine. Este cum pui problema. Cum pui problema. Nouă de bâte, turnul și patru de monede. Atunci începe să se hâține baza dacă nu știm, de fapt, să mergem în sâmburele problemei și nu în dezacord. Șapte de cupe și echilibru. Ce vă spune aici? Echilibru. Depuneți un efort. Șase de monede. Depuneți un efort. Este un fel de a comunica, de a vă spune ceea ce gândiți voi, de a spune părerea și celălalt, pentru că șasele astea de monede este nu numai să primești, să dai în același moment. Voi dați, da, voi aici sunteți pe dat. Este energia voastră. Voi dați aici. Și cinci de bâte de la asta începe. Și eremitul. Mai bine singur decât așa. Dar ce-ar fi să dați o șansă? Dacă se merită. Turnul. Ce vrea să-mi spună turnul? Vedeți? 10 de cupe, 10 de spade, 6 de cupe. Aici începe un nou capitol în viața voastră. Dacă doriți să se sfârșească ceva, va trebui să aveți o comunicare liberă. Pentru că ceea ce semeni, aduni. Ce vrei să semeni? 10 de spade sau 10 de cupe? Șasele acesta de cupe este menit să vi se întâmple să aveți această experiență. Iar aici, roata. Este un nou început. Asta vă oferă. Justiția se face dreptate, nu contează. Și uitați-vă și voi, nouă de cupe și magicianul, dorința împlinită. Deci dacă voi vă doriți într-adevăr ceva și acel ceva, depuneți un efort, se întâmplă. Și se întâmplă repede, pentru că aveți și magicianul și o luați de la început foarte repede. Dacă comunicați, deci dacă comunicați și nu vă încăpățânați sau nu vă închideți în voi,
Dar asta cu siguranță este un pas extrem de important, foarte excitant, pentru că aveți justiția și roata. Și asta e destinul, nu te joci cu destinul. Și știi, deja știi, ai împărăteasa. Intuiția vorbește, știi. Haideți să vedem cealaltă etalare. Cine este partenerul? Ce încearcă să ne spună? Prima etalare este a voastră. Cea de-a doua etalare este a partenerului la care vă gândiți sau poate fi cineva nou. Șase de bute. Mm. Voi vă gândiți la victorie. Da. Ce v-am spus eu un pic mai înainte? Victoria voastră poate fi durerea partenerului, a partenerei. Ce carte este aceasta? Justiția. Ce reprezintă justiția? Balanța. În orice scorpion, casa a șaptea cine este? Partenerul tău, partenera ta. Deci dacă pe tine te doare, dacă tu ai impresia că vei câștiga din războiul ăsta, va fi durerea persoanei celelalte. Dacă ar fi inversul la tine, ce înseamnă? Echilibru. Deopotrivă trebuie să fiți ambii. Cavalerul de cupe. Ce schimbă o vorbă frumoasă? Cavalerul de cupe vorbește dulce. Pajul de monede. Despre ceva care în lumea reală vă deranjează. Hierofantul. Aici este vorba despre tradiție, este vorba despre încăpățânare, este și cartea Taurului, dar este ceva ce are de-a face cu etica. 5 de monede. Ce vă învață această carte? Să puneți mai întâi de toate inima și nu etica respectivă. Pentru că nimănui nu-i pasă. Voi nu vedeți ce este în afară, fațada respectivă. Voi să vedeți cu cine sunteți voi, cu persoana respectivă, ce dăruiți voi ca persoană. Deci aici vorbesc de voi. Pentru că hierofantul ăsta este al vostru, nu este al lor. Etica ta este să fii fericit cu persoana respectivă. Dacă nu ești fericit, înseamnă că te simți pe din afară cu 5 de monede. Dacă vrei să fii fericit, asta înseamnă că va trebui să iei parte la acest ceva. Ia uitați-vă, moartea, transformare. Vă spune din start, dacă vrei o victorie, înseamnă că trebuie să te transformi. Asul de bute, un nou început. Moartea îți mai spune și de secrete. Luna îți spune de multă emoție. Posibil pentru unii dintre voi să aveți sentimente pentru altcineva, pentru că, de fapt, căsătoria este deja moartă. Șapte de cupe. E un fel de a vă ascunde și a vă hrăni cu ceva care, de fapt, nu are niciun viitor pentru unii. Cavalerul de bâte, cealaltă persoană. Posibil să fie cineva care nu-și dă prea mare interesul. Asul de monede, doi de cupe, șapte de bute și trei de monede. Ei bine, acest cavaler nu poate fi cineva pe care voi îl alegeți ca un doi de cupe. Nu este o energie bună. Acest cavaler este Marte, care îi place să pur și simplu să călătorească. Doi de cupe.
Persoana respectivă există, o persoană este indecisă, total, are 2 de monede și 2 de spade, cineva care încă nu știe dacă va rămâne în viața voastră sau dacă într-adevăr își dorește să fie acolo. Dacă își dorește într-adevăr să depună un efort pentru a fi cu voi. Și veți avea de-a face cu o răsturnare de situație pentru că acolo este un adevăr. De ce ei își apără interesele? Pajul de bâte. Nu sunt încă pregătiți. Pajul acesta este energie de copil, este imaturitate. Voi. 8 de monede. Turnul. Vă spune lecția. Respectați-vă pe voi și încercați să faceți ceva mai bun. Atunci când aveți deja pe cineva în viața voastră, veți vedea că în momentul în care depuneți un efort, totul se realizează, totul se rămâne acolo, nu se dezbină. Dar dacă aveți impresia că ceva care nu vă este clar, veți căuta un adevăr, îl veți descoperi și veți descoperi aici. Turnul acesta asta vă spune. Este ceva... Este un secret adânc. Aveți de-a face cu cartea racului. Ceva foarte bine ascuns, pentru că aveți și cartea lunii, care este, de fapt, guvernatorul racului. Este ca și cum voi țineți la cineva și nu îi puteți da drumul pentru că voi sunteți cei care nu aveți curajul să recunoașteți că nu este îndeajuns de bun pentru mine. Dar în momentul în care voi aveți integritate și respectul de sine, atunci faceți curățenie. Haideți să vedem persoana cealaltă. Am senzația că sunt două energii aici. Poate că este cineva care este acum în viața voastră și cineva care vă doreați să aveți pe viitor. Cine este persoana cealaltă? Ops, mă voi întoarce. Destinul. Ce mi-aduce destinul? Ce întoarcere de situație mi-aduce destinul aici? Regina de bâte, 9 de monede, staua, o oportunitate și o nouă iubire. Deci, dacă eventual vă gândiți la o schimbare, să știți că acea schimbare va veni și va veni cu pasiune. Și este un mare noroc și destin. Și este un nou început, posibil să apară chiar prin a face o cerere la un nou job. Pentru unii dintre voi e posibil să găsiți persoana respectivă la un nou job la care mergeți. Acea persoană este persoana potrivită pentru voi. Patru de spade. Vă aduce pacea interioară. Regina de spade este cineva corect. Multă iubire. Care pur și simplu vă dă și sfatul să alegeți. Judecata. Poate fi un ex care s-a trezit, să-i zicem. Poate fi cineva care se reîntoarce în viața voastră și încearcă să rezolve situația respectivă. Voi. 10 de spade. Moartea.
Luna, 7 de spade și carul. Posibil pentru unii dintre voi să se fi terminat această poveste. Poate unii dintre voi chiar ascundeți ceva sau ascundeți sentimentele față de altcineva și admiteți că v-a durut și că vă doare această schimbare, dar în același moment este ceva la care dorești să schimbi în viața ta. 7 de spade, steaua, de două ori stea, dar este o oportunitate extraordinară. Dacă într-adevăr vrei să schimbi ceva în viața ta, va trebui să iei o decizie majoră. Dacă te respecti pe tine. Împărăteasa este integritatea voastră. E felul de a spune, nu vreau să trăiesc ca o legumă. Vreau să trăiesc ca om, să simt. Asta înseamnă. Moartea. Transformare, un nou început. O vindecare. E un fel de a ierta pe cineva, dar pleci din ceva toxic. 10 de spade. Dai la o parte, treci peste, a fost o durere și încercați să mergeți pe un nou început. Aici am regele de bâte. Cineva care intră în viața voastră și are pasiune, iubire, dragoste față de voi. Vreau să clarific împărăteasa și regele de bâte. Opt de monede. Depuneți un efort. Cinci de bâte, de spade. Cineva recunoaște că a pierdut și că sunteți valoroși. Iar aici aveți patru de bâte. Căsătorie, fericire, succes și pajul de cupe. Este o nouă iubire a capricornilor. E superbă etalarea voastră. Chiar că este dorința voastră, dorința împlinită. Unii ați suferit extraordinar de mult. 10 de spade, 7 de spade. Manipulare, luna, secrete. Sau poate în stadiul vostru de nefericire ați încercat să vă transformați în același moment. Este ca și cum vă mințiți pe voi înșivă. Voi sunteți cei care veți face schimbarea, nimeni altcineva. Dacă se merită, voi o vedeți. Dar e un pas important pe care îl veți face. Și sper din toată inima să alegeți ce mai bun pentru voi. Pentru a fi fericiți. Pentru că ăsta este singurul lucru important. Ce alegeți? Alegeți regele de monede. În primul rând este energia voastră. 6 de monede. 6 de cupe. Și hierofantul este tradiție, căsătorie. Roata. Alegeți cu o minte clară, pentru că ăsta este destinul vostru și norocul vostru. E ceva menit acolo. Ceva vine special pentru voi. Și poate fi într-adevăr și energia taurului, un ascendent lună, soare, taur, care se potrivește de minune cu voi. Numai bine, la revedere și ne auzim!